Psalmul 32. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se uscă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de lege. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care îl strunești cu un frâu și cu o zăbală cu care îl legi, ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. Scoate strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Vă salut cu salutul Apostolului Pavel prezent în toate epistolele ce-i poartă numele. Har și pace din partea lui Dumnezeu Tatăl și a Domnului Iisus Hristos. Amin. Peste tot, cum spuneam, Pavel salută cu har și pace. Dacă nu ne-ar fi dat Domnul întâi har, nu putea face pace cu noi. Acum însă, spune tot Pavel într-una din scrisorile sale, către romani, fiindcă am intrat în această stare de har, ne bucurăm și să-i mulțumim bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a rânduit în planul mântuirii sale. Iar dacă este cineva aici care încă n-a intrat în harul lui Dumnezeu, dorim în această seară să intre sub această binecuvântare a Domnului. Amin. Am citit un psalm, cred cunoscut, eu îl numesc Psalmul păcătosului iertat. Și fac precizarea de la început, reamintindu-vă că David a avut o problemă cu păcatul pe lângă greșelile din tinerețe de care amintește el în Psalmul 25, ceva mai târziu în viață. După calculele mele, avea puțin peste 50 de ani când s-a consumat acel dureros apoi păcat în viața sa. Un păcat complex. Am amintit aceasta ca să ne raportăm în modul cel mai sincer înaintea lui Dumnezeu și câtă vreme suntem pe pământ să nu ne credem imuni din oficiu. Pentru că noi toți suntem în fond carne păcătoasă. Ceea ce ne poate da har și ne poate păstra fără păcat, e harul lui Dumnezeu cu care vă salutam de la început. Haideți să privim în viața acestui om și, cum spuneam, să fim sinceri, începând cu noi de după amvon, tinerii care au cântat și dumneavoastră care sunteți aici. Să ne cercetăm în fața cuvântului Dumnezeu ca în fața unei oglinzi, în care te vezi mai întâi pe tine și te vezi bine. Dacă stai de aproape, te vezi bine, dacă e lumină și dacă ești cu ochii deschiși, dacă vezi. Aici este scris, în primul rând, citesc versetul 5, atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de lege. De aici înțelegem că până a se mărturisi, și-a ascuns fără de lege. Așadar, mai întâi, aici avem de a face cu psalmul omului cu păcate ascunse. David vorbește despre sine, dar felul în care este formulat psalmul ne dă dreptul să ne evaluăm fiecare. De aceea spune el încă de la început de cel, și acel cel poate să fie oricare dintre noi. De ce a vrut David să-și mascheze păcatul? Știți că a încercat aceasta. Într-o primă fază a reușit, nu din prima încercare,
A vrut să-l mascheze întâi cu prezența lui Urie în casa Batșebei, asta n-a reușit, apoi l-a mascat oarecum cu moartea lui Urie. Dar întrebarea numărul unu este alta. De ce a trebuit să-l ascundă? Pentru că l-a comis. Și de aici se naște întrebarea, cum a fost în stare David să comită un asemenea păcat? Pentru că începând cu Adam și Eva, toți oamenii care păcătuiesc, cel puțin într-o primă fază, vor să și-l ascundă. Numai că spunea Domnul Iisus Hristos, nu este nimic ascuns care nu va ieși la iveală. Totul se descoperă. Scrie înțelept un proverb că cine umblă pe căi strâmbe se dă de gol. Vreau să surprindem pentru puțin episodul care l-a făcut pe David păcătos. Citesc din a doua Samuel, capitolul 11, de la versetul 1. În anul următor, pe când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii săi și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Mă ziți, păcat făptuit în cetatea sfântă. Într-o după-amiază, spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. Am o simplă întrebare. Un asemenea episod îi departe de vremurile noastre sau se poate întâmpla în orice după masă? Cât e lumea acum destricată, un asemenea incident, repet, poate avea loc în orice după masă, eventual dacă nu-i frictare. Dar acum, de când cu internetul, aș îndrăzni să spun că nu mai diferă de condițiile meteo, nici plimbarea pe acoperiș, nici expusul trupului la soare. Dragii mei, haideți să fim conștient că trăim într-o lume care din punct de vedere a păcatului ne asaltează. Și spune Cartea Sfântă, vă citesc din Evrei, capitolul 12, versetul 1, păcatul ne înfășoară așa de lesne. Eu nu cred că David în dimineața aceea s-a gândit ce păcătos va fi el pe când apune soarele. Ca slujitori ne este dat să ascultăm confesiunile oamenilor. Și pe atâția am auzit spunând, de orice vârstă fie ei, nu m-am gândit că ajung acolo. Și eu întreb, dar ce zici tu, diavolul s-a gândit că vrea să te ducă acolo? Sau nici el nu s-a gândit? Diavolul își face planuri. Are muncă de teren. A fost întrebat cândva în cer, de unde vii? De la cutrarea pământului și plimbarea ce-am făcut-o pe el. Scăpase unul în vremea aceea, cel puțin așa rezultă din discuția avută în cer, și îl întreabă, l-ai văzut? Și da, am vrut să intru el în grădină, dar n-am reușit. Deci, dragii mei, diavolul s-a dus și la Fiul lui Dumnezeu. Iată, s-a dus și la David. De aceea Scriptura ne spune să umblăm cu frică în timpul pribegiei noastre. Fetelor, voi să nu faceți greșeala Batșebei să nenorociți vreun om. Că scrie în Biblie că femeile care nu sunt serioase măresc între oameni numărul celor stricați. Mi-amintesc că eram undeva într-o altă țară la o trunire de tineret și la urmă vine o fată și povestește sarmana că a căzut și ea într-o după masă. Plângea de durere, cu o mână ținea șervețelul și cu una tot întindea pe fustă, că era tare scurtă. Și știam că nu-i din localitatea aceea și am zis, draga mea, văd că tu te-ai ars odată și tot te joci cu focul. Voi nu știu cu cine mergi acasă în seara asta, dar dacă mergi acasă cu vreunul firesc câțiva zeci sau sute de kilometri, după cum arăți, cum zicea unul că a văzut o caricatură într-un ziar, o femeie îmbrăcată mini, și deasupra era un titlu,
Nu vă voi lua dacă reziști. Dar uite că n-a rezistat nici bietul David. Pentru că greșeala a fost și a lui David că s-a uitat. Asta e greșeala bărbaților. Greșeala a fost și a Batșebei că nu s-a acoperit. Și asta e greșeala femeilor. Și nu știu cum se face că de patimele astea două și multe altele, că nu sunt numai astea, nu vor oamenii să se vindece și să fie mai responsabili, ca nu cumva să fie apoi nevoiți să-și ascundă păcatul, să nu mai știe cum să poată, dacă s-ar putea, să nu se afle. Orice păcat ascuns pe pământ este un dosar deschis în cer. Mă întorc la psalmul nostru și vreau să vă arăt că în perioada în care David a încercat să-și ascundă păcatul, a trăit stări sufletești și fizice nedorite, neplăcute. Păcatul este dulce numai în vârful limbii, dar după aceea este doar amar, dureros și miroase a moarte. Iată cum povestea David simțirile sale în perioada când trăia cu păcatul ascuns. Și dacă este cineva aici, că vreau să fim foarte deschiși și direcți, biserica nu-i muzeu de sfinți, spital de păcătoși. Și la spital nimeni nu se poate lăuda să spună: sunt de 2 săptămâni internat și nimeni n-a aflat ce boală am. Asta nu sună deloc interesant. Dimpotrivă, te-ai bucura din prima fază să ți se descoperă diagnosticul pentru ca să poată fi dat un tratament corect. Citim din acest psalm de la versetul 3. Câtă vreme am tăcut, n-a vrut să se afle, nu s-a mărturisit, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Am întrebat pe un om care și-a lăsat soția, a stat dus. După 8 ani, i-a venit mintea la cap, ca la fiul ispitor, s-a întors la ea. Și zic: cum au fost anii aceia? Și îmi zice: frate, n-am avut nici o zi de liniște. Nici când ai încercat să te distrezi? Nu. Păcatul, cum vă spuneam, nu lasă în urmă fericirea. Fericirea e pentru alții. Spune Scriptura, vă citesc din cartea Eclesiastul, capitolul 8, e doar o reclamă mincinoasă. Scrie aici de la versetul 12, măcar că păcătosul face rău, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de El. Versetul următor, dar ce rău nu este fericit, și nu e vorba numai de păcatul curviei, poate să fie doar ură. Saul n-a curvit, a avut doar ură pe David care l-a dus până la crimă. Alții pot să aibă doar lăcomie. Lacomul nu este fericit. El întotdeauna doare sufletul că a aflat că altul are mai mult. Poate să aibă $1.000.000, dacă află că unul are 1.200.000, asta e mare pacoste. Păcatul are gust amar. Scrie aici în Psalmul 32, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Asta e mai grav decât boala. Pe David l-a atins și boala, nu se întâmplă la toți așa și din primă fază. Scrie în Psalmul 38, versetul 3, n-a rămas nimic sănătos în carnea mea în urma păcatului meu. Dar chiar dacă cineva ar fi sănătos, că cei tineri mai rar sunt loviți de Domnul cu boală, sufletește sentimentele, gândurile, visurile de noaptea, toate sunt neplăcute. De ce credeți că lumea se droghează? De ce beau? Le vin în minte stările vinovate, n-au fericire și apoi se amețesc. Crezând că poate uit. Și uită pentru 5-10 minute, o oră, știu eu cât ține efectul de drog. Și apoi iar durerea, și apoi o doză mai mare, să-și
înghită supărarea. Asta e starea. Pentru că fericirea, vă rog să rețineți, nu-i proprietate umană. Fericirea o dă doar Dumnezeu și când omul păcătuiește, Dumnezeu o ia. Bucuria are de-a face cu mântuirea, nu cu păcatul. Păcatul doar atât oferă. Plăcere de o clipă. Cât ai zis, au, și s-a dus. Spune același David referitor la păcatul său, vă citesc din Psalmul 51, un alt psalm al mărturisirii sale, versetul 3, căci îmi cunosc bine fără de legile astea, iar este o mare durere. Nu uiți păcatul. Se spune despre un om că a făcut o crimă și n-a fost nimeni să-l dovedească, a putut să o ascundă. Dar într-o noapte păcatul i-a luat somnul, a ieșit se plimba prin grădină, se uita la stele, la lună și a zis către lună, dar vorbea cu voce tare, numai tu ești martoră când l-am omorât pe... Și i-a spus numele. Și atunci a luat Dumnezeu somnul și la alt vecin și l-a auzit și apoi l-a dat în tribunal. Că totul se află. Asta-i starea păcătosului. Vreau să vă amintesc un caz din Biblie. Frații lui Iosif au vrut să-l omoare. Ruben a vrut să-l scape. Iuda a fost mai afacerist, a zis, mai bine îl vindem. Au mascat totul cu o haină muiată în sânge și părea un secret foarte bine păstrat. Mai bine de 20 de ani. Mult, nu? S-au căsătorit, n-a aflat nimeni. Însă i-a ajuns năpasta foametei. S-a aflat că în Egipt este pâine, s-au dus toți. Acolo dau față cu nou guvernator, se închină, nici pomeneală să-și amintească ei, deși au zis să vedem ce se va alege de visurile lui. Iosif i-a băgat 3 zile la rest și au început de acum bărbați în toată firea, cum spunem noi, să vorbească singuri. Și zice unul către ei, scrie în Genesa 42, măi, nu v-am spus eu atunci să nu-l omorâți, să nu-i faceți rău? Dar cine i-a întrebat? Vedeți că păcatul nu dă liniște. Și știi când te chinuie păcatul mai rău? Când ajungi să fii bolnav, când vei fi bătrân, atunci ți-i vei aminti pe toate. S-ar putea să ți se pară că a trecut termenul de prescriere, nu te mai dă nimeni în tribunal și Dumnezeu a uitat. Tu ești primul care nu uiți. Tu nu scapi. A zis David, păcatul meu stă necurmat înaintea mea. E ciudată povestea asta cu să-ți ascunzi păcatul, că nu-l poți ascunde nici de tine. Măi, să scapi de el, dar nu poți. Înaintea ta l-a ascuns și așa că hop, aminti că iar la loc. Da, da. Noi nu suntem în stare să ascundem păcatul, numai Dumnezeu în stare. Noi încercăm așa să le punem dintr-un colț în altul, dar zici că tot acolo bate laserul. Și scrie aici în Psalmul 51, în continuare, păcatul meu stă necurmat înaintea mea și cei mai grav, versetul 9, zice David, Doamne, întoarce-ți privirea de la păcatele mele. Asta e starea cea mai vinovată. Când știi și Dumnezeu cu vremea te va aduce în condiția aceasta, dragul meu, când vei fi conștient că Dumnezeu n-are altceva de făcut decât să studieze dosarul tău și că Dumnezeu tocmai se gândește la tine, Domnul, Doamna, tânărul, tânăra a comis păcatul acesta. Și așa a fost, că nu degeaba l-a trimis Dumnezeu pe Natan să-i spună la David că știe că a păcătuit. Pentru că Dumnezeu efectiv se gândea la păcatul lui David. Și ce bine a fost totuși că David era conștient de faptul că Dumnezeu se gândea la păcatul lui.
Îmi spunea un bărbat la 70 și ceva de ani, zice, frate, eu în viață am trăit așa mai liber, cum am vrut, cum am putut. Dar acum, de când am bătrânit, în fiecare zi mă gândesc ce mă fac că mă duce Dumnezeu la judecată. Și încerc uneori să scap de gândul ăsta. Degeaba mă urmărește de dimineața până seara și de seara până dimineața. Să vezi ce te va urmări după ce mori. Atunci numai asta vei vedea. Citație la tribunalul lui Dumnezeu. Dar am încercat să-l ascund. Asta e a doua păcăleală. Prima păcăleală a fost când ai păcătuit. A doua păcăleală e să crezi că se poate ascunde. Nu se poate ascunde. A încercat și David, au încercat și mulți alții, degeaba. Dumnezeu aduce toate lucrurile la lumină. Asta e realitatea în care trăim. Oamenii au fixat camere de monitorizare, video, înregistrări, ni frică de telefoanele în buzunar. Dacă nu facem afaceri, nu ni frică, nu? Mai cu o seamă noi pocăiții, bine să ne audă că vorbim de cele sfinte. Cine fie acolo la auzit, poate să pocăiește. Dar cine umblă cu ilegalități, nu? Păi, tași că ne aude, acum pereții peste tot, nu știi cine... Dumnezeu se pare că a pus în natură astfel de umde și de camere supraveghere? Ba încă și-a asigurat Dumnezeu și-a luat și doi martori permanenți. Cerul și pământul. Știți că în Apocalipsa 20 sunt prezenți martori la judecată? A pus un procuror în noi, doi martori, unul bun deasupra, unul bun de desubt, și noi, săracii de noi, încercăm să ascundem. Ce să ascunzi? Am spus, nu putem ascunde nici de noi, de cum de Dumnezeu și cu vremea vom vedea că nici de alții n-am reușit să ascundem păcatul. Dacă e așa, ce-i de făcut? Trecem la o a doua idee. În Psalmul 32 este scris în versetul 1, ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Vă rog, rețineți, aici nu scrie că e fericit de unul care n-a păcătuit niciodată, că din ăștia nu sunt. Sau aveți la Sântana niște specimene din astea căzuți din cer? Nu, Scriptura spune foarte clar, toți oamenii au păcătuit. Dar iată că păcătoșii pot să ajungă fericiți. Cum? Nu când își ascund păcatul, ci când le va fi acoperit păcatul. Dar știți numai cu ce se acoperă păcatul? Cu fapte bune se acopere? Nu se acoperă. Cu cer de iertare se acoperă? Nu se acoperă. Ascultați numai cu ce se poate acoperi păcatul, pentru că în rest n-ai ce să faci, n-ai cum să te scuzi și unde să te învârtești. Vă citesc în cartea prorocului Ieremia, scrie aici în capitolul 2, versetul 22, chiar dacă te-ai spălat cu silită, chiar dacă ai dat cu multă sodă, nelegiuirea ta tot ar rămâne scrisă înaintea mea, zice Domnul Dumnezeu. Deci detergenții umani n-ajută. S-a încercat în diferite confesiuni din creștinism sau în alte religii să se apeleze la anumite ispășiri. Povestea un frate că a observat pe un bătrân ce înjura foarte urât. Și i-a zis, nu te gândești că mergi la Dumnezeu. Adică azi înjuri pe Dumnezeu și mâine vrei să mergi cu sărumâna, să te primească în rai, ce-i asta? Zice, nu, că eu am rezolvat cu preotul. Și bietul om, ca să vă dați seama cât îți de naivi unii, când l-a tălit următoarea dată și iar a înjurat și i-a zis, dar tot nu te-ai vindecat de boala asta? Zice, auzi, nu m-am vindecat, dar m-am asigurat că i-am plătit taxă dublă, nu mai am spus să n-am probleme la vămi. Dragii mei, noi credem că la Dumnezeu zvame și ca ăia din Evanghelie pe care îi criticau fariseii, sub nicio formă, asta e o treia păcăleală.
să crezi că te scapă cineva. N-are cine să te scape. Cineva și-a imaginat și-a scris într-o carte că a fost un mare bandit care tot scăpa de poliție. Până la urmă l-au prins, a ajuns în închisoare, dar atât era de mare bandit încât și-a pregătit evadarea. Era într-o închisoare de maximă securitate, dar a găsit el cumva, cel puțin așa și imagina, că poate scăpa aranjând cu groparul. A zis el, când mai moare un om, și-l puneți acolo în magazie, tu trebuie să descurci, capelanul făcea o slujbă scurtă, nu era cu participat la mormântare, eu mă vâr sub capacul sicriului și tu noaptea vin cimitir, mă dezgrop și am scăpat. Gata, întrucât voia să scape cât mai repede cu primul mort, știa că îl pune acolo într-un loc mai închis, într-o magazie, s-a vârât sub sicriu și a pregătit el numai o mică luminiță, ceva, și aștepta, și aștepta, și nu mai venea groparul. Și când aprinde luminița, groparul era mortul. Omul care se înțelesese să-l scape era mai neputincios ca el și el urma să se asfixieze, erau sub glia amândoi. Asta e o poveste, dar e povestea noastră. A celor care se bizuie pe oameni, că mă scapă el, că mă ajută, că se roagă el pentru mine, nu. Asta vă spuneam, e a treia păcăleală. Prima păcăleală e că diavolul te-a înșelat să păcătuiești, a doua, că tu poți să-l ții ascuns și acum dacă tot s-a aflat și tu nu poți să-l ascunzi, cum spuneam, nici de tine, lasă că rezolvi cumva, n-ai cum să rezolvi. Vă citesc din Epistola către Evrei, aici spune foarte categoric, capitolul 9, versetul 22, și după lege. Și asta n-am făcut-o, n-am votat-o noi, nu o revocăm noi, nu o abrogăm, ci e de la Dumnezeu. Și după lege, aproape totul este curățit cu sânge, se făcea referire și la anumite produse sau ființe considerate necurate pe moment, dar când e vorba de păcat, scrie în partea a doua a versetului, și fără vărsare de sânge nu este iertare. Curățire mai era și cu apă, dar iertare numai cu sânge. Și spune Scriptura, rămân în aceeași epistolă, în capitolul 9, versetul 9 este scris, aceasta este o asemănare pentru vremurile de acum când se aduc daruri și jertfe, și atenție, ce nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Adică, în Vechiul Testament, mai exact pentru o perioadă de 4.000 de ani, Dumnezeu i-a învățat pe oameni, atunci când păcătuiesc, potrivit regulii, cine păcătuiește moare, să sacrifice un animal și să moară animalul în locul omului. Dar oamenii aceia care aduceau pentru păcatul lor, în funcție de gravitatea păcatului și statutul lor, un miel sau un bou, un vițel, am citit aici că tot nu i-au liniștit în cugetul lor, am adus, a curs sânge, dar ăsta e vițel, eu sunt om, nu-i destul. Și oarecum în Vechiul Testament însă ce expresia evrească în sine a ispășirii însemna acoperit, dar era un fel de acoperire provizorie, până una alta. Știți când a adus Abel o jertfă ce a jertfit? Din noile întâi născute a turmei lui și din grăsimea lor. Cu alte cuvinte a zis Abel, Doamne, eu îți dau cel mai prețios sânge din casa mea, că dacă aș avea ceva mai bun, mai mult, ți-aș da mai mult, dar ce, că n-am. Și cum spune un vers, și-au ars pe altar atât viței și atâta miei din turmă, iar într-o zi s-a prezentat și mielul cel din urmă. Și pentru că noi suntem creați după chipul lui Dumnezeu, și pentru că suntem pământeni și în acest statut am păcătuit, a venit Fiul lui Dumnezeu, a luat trup de om
și și-a dat viața pentru noi. Numai El are putere să ierte păcatele. El este singurul care poate să-i ofere ispășire și fericire prin jertfa sa. Știți că s-au deranjat la un moment dat contemporanii lui când i-a zis un om: iertate sunt păcatele. Și cine e acesta de iartă păcate? Este un episod interesant în Evanghelia după Luca, capitolul 7. Domnul s-a dus într-o familie, acolo era un om oarecum bun. Numai că știți că sunt oameni de bun, da? Nota 5, 6, care e mai bun? La Dumnezeu trecerea era numai de la 7 în sus, așa că niciunul nu trece clasă. Numai că nu sunt toți de nota 1, câte unul, după mintea noastră, zice că e de 4, 50 și trece. Asta în ochii noștri, dar nu la Dumnezeu. Și acolo, în timp ce Domnul ședea la masă, atunci nu se era cu mese și cu scaune ca acum, se ședea așa într-un cot, cum se mai șade și acum la masă în unele zone ale globului, și Domnul stătea, și femeia vine la picioarele lui, și așa cum stăm noi, să zic, să mâncăm la câmp. Și când și-a mintit ce păcate are, că astea nu scapă omul de ele nicicum, a început să plângă. Și plângea. Și când a văzut că l-a inundat pe Domnul pe picioare, vai, ce am făcut, dar nu se putea opri. Cu ce să le șteargă? N-avea la îndemână decât părul capului. Și gazda se uita și zice: eu am crezut că ăsta e proroc. De ce caută o păcătoasă la picioarele unui proroc? Bietul de el s-a mirat că vede pacientul lângă doctor. Dar acolo e loc la păcătos, lângă Marele Mântuitor. Și Domnul zice: Simone, așa-l chema pe gazdă, hai să discutăm ceva. Tu ești un om care gândește, ești rațional. S-a întâmplat că doi oameni au împrumutat, unul 500 de lei, altul 50. Dar așa au sărăcit, n-au avut să dea înapoi niciun leu. Și creditorul și-a zis: iert pe amândoi. I-a anunțat în aceeași zi și întreabă: care din aceștia doi mai bucuros și va iubi mai mult pe cel ce i-a iertat? Zice: e simplu, ăla care l-a iertat de 500. Zice: da? Uite, e aici. Zice: vezi tu pe femeia aceasta? Și îmi plac aici două versete, sunt extraordinare. Luca 7 cu versetul 47, vorbea Domnul discutând cu gazda, cu Simon. De aceea spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate. Cine e fericit? Cel cu fără de lege a iertat. Și apoi scrie în versetul 48 că n-a fost destul să afirme Domnul odată. S-a îndreptat spre femeie și i-a zis: iertate sunt păcatele. Și ca să vedeți că ce-o zis David în psalmul 32 e adevărat, Domnul mi-a spus pe mei, versetul 50, du-te în pace. Adică de acum tu o să fii liniștit. Ești rezolvată. Cancerul a fost extirpat, organul a fost refăcut și e sănătos. Și dacă e sănătos, te mai doare? Păi nu te mai doare, dar dacă ești tot bolnav, de-aia te doare. Așa e și cu păcatul. Câte vreme păcatul este în noi, ceva doare. Doare duhul, doare sufletul, doare trupul. Când Domnul te-a făcut sănătos, băi, nu mai mă doare, mă. Mă simt bine. Da, că a intervenit Domnul, numele Lui să fie slăvit. Dragii mei, dacă vreți să fiți iertați, dacă este vreunul aici cu păcatul acoperit, nu mai dormiți cu păcatul pe cap. Dormiți numai cu capul pe pernă la noapte. Asta e treaba dumneavoastră. Aici sau acasă, în seara asta, plecați-vă pe genunchi și spune: Doamne, eu sunt păcătos. La noi la biserică a venit o tânără, ea credea că e bine. Așa sunt unii, cred că sănătoși numai când își fac analizele, își dau seama că sunt de grav bolnav. Dar și-a dat seama că totuși n-are bucurie, a văzut pe alți tineri, entuziasm, cu mine ce-i? Câtă vreme am tăcut. În fine, s-a dus cineva, a sfătuit-o: mărturisește-te și vină la stăruință să-ți dea Domnul Duhul Sfânt și bucurie de plină. A luat o foicică, mă ziceam și eu, cred că vreo 3-4 păcate, dar la un moment dat, stai că mai am.
atunci a început să se roage sinceră: Doamne, spune-mi Tu, în versiunea Ta, la Tine, Doamne, tot ce-i păcat. Și a zis: ce să fac eu cu foicica aia? Am luat o coală mare și am scris pe două coloane. Și a început să plângă, se zbătea și a zis: Doamne, eu sunt mult mai păcătoasă decât am crezut. Am mai făcut păcate, dar știu că sunt păcate, adică eu te întristam și mi se părea că ți-ți place. Ba mai mult, povestea aia mi se părea exact ca la David, că se uite Dumnezeu la mine și a trimis niște mesaje telefonice la niște frați și a spus: sunt pierdută, nu am nicio șansă. Și un frate o sună, nu putea vorbi de plâns, și o întreabă: ce ai făcut? Sunt prea păcătoasă. Și plângea și zice fratele: așa lucrează Dumnezeu. De aici începe fericirea. Mărturisirea lucrurilor rele este începutul lucrurilor bune. Și zice: ca să te liniștești și nu pe vorba mea, pe a Scripturii, deschide Cartea Sfântă și citește la 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Nu mai figurăm cu vinovății la Dumnezeu, nu mai avem apăsări de conștiință, dormim liniștiți, dacă urmează să murim, nu nicio problemă, nu mai mergem nici la judecată. Ce fericire! Să știi că ți este asigurată veșnicia, Dumnezeu nu-i supărat pe tine, păcatele sunt iertate și ești liber. Alegeți! Cu păcatele ascunse sau cu păcatele acoperite? Ascunsul e afacerea noastră, de fapt e păcăleala noastră, v-am spus. Acoperitul e afacerea lui Dumnezeu în favoarea noastră. Vă amintiți ce cuvinte au fost citite la început din Efeseni, capitolul 2? Scrie aici că noi eram, versetul 1, morți în greșeli și păcat. Adică eram condamnați la moarte. Dar a fost specificat, accentuându-se la versetul 4, Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare o care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Și scrie aici în versetul 8, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. În seara asta vreau să-L înțelegem pe David de ce a spus: fericit e omul iertat. Da? Din nou să ai pace cu Dumnezeu, să fii achitat în sensul nu mai figureze nicio vinovăție, să nu mai ai un cazier murdar. De aceea spune el și recitesc cuvintele lui din Psalmul 32, accentuând aceasta, adică arătând că totul depinde de mărturisirea noastră, versetul 5. Atunci ți-am mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de lege. Am zis: îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și Tu ai iertat vina păcatului meu. Deci rețineți, în versetul 1 spunea: fericit cel cu fără de lege iertată, și în versetul 5 spune: cine l-a iertat? Adică Domnul. Și mulțumim pentru aceasta. Dragii mei, eu nu vă întreb aici, că nu eu îndrept să vă chestionez. Eu doar trec și anunț. Atât este rolul unui predicator. Spunea eu botezătorul: pocăiți-vă! Și oamenii veneau și se mărturiseau. Vedeți? Noi vestim, dumneavoastră, dacă vreți, vă mărturisiți și Dumnezeu, scrie în Isaia 55, că nu obosește iertând. Adică nu contează că acum e seară și Dumnezeu să fie spus: băi, gata, nu mai lucră nici computer la ora asta. Eram vineri undeva într-un cabinet medical și zice o asistentă: nu mai primește casa de asigurări la ora asta, gata. La Dumnezeu nu este așa ceva. Și la noapte, la ora 12, numai să nu muriți la 11, atunci e bai mare. Să n-amânăm, că nu cunoaștem ceasul plecării noastre de pe acest pământ. Zice versul: ești tânăr, poate, și străiești destinul și te gândești că tânăr n-ai să mori, dar moartea nu cere buletinul,
atunci când violează ea căminul, nu ține cont de vârstnici sau minori. Nu ține cont că împăratul, vreo rege tânăr ce conduce statul, nu îi cere funcția și nici certificatul de naștere sau de căsătorie. De aceea, Scriptura ne spune astăzi, dacă auziți glasul lui, ce glas? Glasul care ne cheamă. Veniți totuși să ne judecăm. Cartea profetului Isaia, capitolul 1, versetul 16. Spălați-vă, deși curățiți-vă. Și apoi, versetul de care aminteam, versetul 18, de vor fi păcatele voastre cum e cârmizul, un roșu închis. Se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Vreți să schimbați o șalopetă murdară cu o haină albă de nuntă? Sau vă duceți tot cu ciubotele dumneavoastră, așa, prin noroi, cum vă place? Doamne, dă-ne minte! Să ne schimbăm hainele și punctul 3 și am încheiat. Auzi, după ce ți-o schimbat Dumnezeu hainele, trebuie să umbli pe trotuar. Gata cu șanțul. Altfel, ce folos, nu? Scrie în 2 Petru 2 că unii fac precum purcelul și cățelul. L-ai spălat și înapoi la vărsături și înapoi la mocirlă. Zice David, vin cu o a treia idee de aici din Psalmul 32, citindu-vă de la versetul 6, de aceea, și zic eu, de ce de aceea? Ca să nu mai ne păcălească diavolul altă dată. Orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită. Că se ruga David atunci la vreme potrivită și nu i-ar dea de plimbări, scăpa. Este un moment critic. Și chiar de s-ar vărsa ape mari. Și toate femeile ar merge la apă. Este aici un cuvânt interesant și așa mi-a fost dat în seara asta să vă fie ușor de ținut minte, să fie toate cu A. Să nu fie păcatul ascuns, ci să fie acoperit. Și ceva mai interesant mai departe, să nu vă atingă deloc altădată. Pentru asta și noi trebuie să ne ferim de rău, așa ca Iov. Dar de aici desprindem nevoia de rugăciune, pe el nu-l vor atinge deloc. Scriem Psalmul 91, pot să cadă 10.000 încoace, 1.000 încolo, tu scapi. Cum? Dacă te rogi la vreme potrivită. Când urma să vină diavolul, a zis Domnul Iisus, repede în grădină la rugăciune, că-i pe aproape stăpânitorul. Și zice că te Petru, vezi că ești în pericol. Rogă-te, cu mine nu-i problemă și în pușcărie mă duc și cu tine să te păzească Dumnezeu. Dar nu merge cu Doamne ajută numai, trebuie rugăciune serioasă. Nu se spere diavolul doar așa că faci semnul cruce. Nu, se ascunde după crucea aia și te pocnește. Da, da. Nu merge numai cu un refren din ăsta interesant, dacă nu e o rugăciune serioasă. S-a rugat Fiul lui Dumnezeu o oră, a considerat că nu-i suficient. Și spune Pavel, vrei performanță? Ia model de la sportivi. Crezi că ajung așa la jocurile olimpice, că au vizualizat la, în urmă cu 4 ani cine a luat medalia, nu? Spune următoarea aia mea. Păi, nu merge așa. De aceea suntem chemați la rugăciune, nu doar la evangelizare și ori de câte ori este slujba aici. De aceea este indicat, dragii mei, să vă rugați acasă, dimineața. În revista Lumina Satilor a oastei domnului, a preotului Iosif Trifa, era o discuție acolo, un dialog. Trece preotul pe lângă un țăran, Ion, și îl întreabă, își ducea calul la apă, de câte ori îl duci să bea apă? De 2 ori după ce îi dau să mâncare, dar rugăciun câte faci? Numai una. Apoi, măi omule, tu ții mai mult la cal decât la suflet. Că tu știi că și calul tău nu ești în stare să tragi cu el dacă nu-i dai mâncare și apă. Am văzut cu sufletul, merge? Dragii mei, noi suntem ființe slabe, suntem carne neputincioasă, degeaba avem noi râvnă și vrem să facem pe eroi.
fizic vorbind, fără hrană și fără odihnă te descurci? Te descurci până de seară și cam atâta. Ai nevoie la noapte să te odihnești? Ai nevoie mâine să mănânci? Și numai apoi putem vorbi de performanțe. La fel și sufletește. Dacă te rogi și duminica asta, apoi până duminica cealaltă nu te mai rogi, apoi tot așa ca și cum ai mâncat numai duminica asta și apoi mai mânci tu duminica următoare și apoi să vezi joi, vineri, ce bun ești de sapă. E bună sapa, stereze mâine aproape. Atâta. După ce n-ai mâncat de duminică până joi, nu mai dai tu cu sapă. Dar credem noi că sufletul nostru are performanțe extraordinare, nu? Scriptura spune în psalm, temă pentru acasă, pentru cei mai tineri cel puțin, unde scrie în psalm, să te rogi de 3 ori pe zi. Știți că și de Daniel scrie în Daniel 6:10, că de 3 ori pe zi, îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui. Deci nu era doar un tatăl nostru de ăsta în fugă, în timp ce mături prin casă sau tisui în mașină. O rugăciune serioasă de om evlavios. Atunci nu te mai atinge păcatul. Dragii noștri, nu vrem să vă promitem, dacă vă pocăiți, Dumnezeu vă iartă. Da, în seara asta se poate. Dar dacă vreți să nu ne mai atingă iar păcatul, atunci trebuie să ducem o viață de rugăciune. Și mai scrie ceva aici, versetul 8. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Ți arată Domnul pe unui trotuar, acela frumos. Te voi sfătui, Dumnezeu ne ajută, ca un copilaș care începe să meargă, îl ții de mână, îl sprijinești. Se mai întâmplă vreo ispită, vreo cădere, nu te lasă Dumnezeu, da, să te ții cu mâna în mâna Lui. Voi avea privirea dreptată asupra ta și spune versetul nou, nu fii ca un cal sau ca un catâr, așa, duci numai din hățuri, din frâu. Adică Dumnezeu ar vrea să-L ascultăm de voie bună, amin? Nu să ne amintim să ne rugăm când auzim că a fost un necaz. Apoi citim în Biblie când avem mare nevoie de Dumnezeu. Să fim niște ucenici ascultători care fac voia lui Dumnezeu din inimă. Amin? Pentru că altfel iar ne atinge păcatul. N-avem nicio șansă să ducem o viață frumoasă numai ascultându-L pe Domnul. El ne învață. Eu v-aș întreba, știți că Mântuitorul nostru se numește și Învățător? Dacă-L vreți Mântuitor, luați-L și de Învățător. Mi-amintesc că am vorbit odată cu un bărbat căruia îi plăcea să cânte. Dumnezeu merită să fie lăudat de la răsăritul soarelui până la apusul lui. Numai că tot în Biblie scrie să cuge zi și noapte la legea lui, să te învețe. Și când am dat să-l întreb ceva din Biblie, zice, eu nu-s cu Biblia, eu mis cu cântările, cum zic bănățeanii, cu mis. Apoi, dragul meu, numai cu cântările nu-i destul, trebuie să fii și cu Biblia. Am întâlnit toată o formație muzicală, erau pregătiți. Și când ne-am spus că au nevoie la repetiții, cel puțin așa de o vitamină, de un sandwich, de o învățătură biblică. Ce frate, noi suntem numai cu cântarea. Dragii mei, dacă vreți numai cântare, la Căminul Cultural. La biserică nu vă putem lăsa numai cu cântare. La biserică e rugăciune, la biserică e cuvânt, e cântare, e post. Și în condițiile astea, vă asigur că intrăm în rai cu premiu. Eu nu vreau să vă livrez mântuire la jumătate de preț și dumneavoastră să spuneți, e grozav, uite că ne-a oferit ceva ieftin. Și pe când ajung la poartă să vă arunce actele, să spune, nu se regulă. Știți că va spune Domnul la unii, depărtați-vă de mine că nu vă? Dar de ce? Aha, dar noi am vorbit acum, deci pe ea care respinge de la poartă lucrează fără de lege. Dar noi am vorbit acum că Dumnezeu ne-a iertat fără de lege. De unde fără de lege la poartă? Ei n-au știut să se roage și să umble învățați și iar s-a atins fără de legea de ei. Aici e marea problemă. Și asta e cea mai mare tragedie. Să fi scăpat odată de fără de lege și să
se mă atingă iar de tine. Îmi povestea un bărbat, și când m-am pocăit aveam 16 ani. Și părinții au făcut scandal mare. Au chemat preotul. El m-a povestit și zicea, au adunat rudenile să mă lămurească. A venit preotul, el deja avea credință în Dumnezeu și zice, cu respect, părinte, acum m-a rătăcit? Acum ați rău? Dar când am fost beat, dacă nu veneai dumneata, mâncau porci urechile, atunci am fost bun. Că l-a ajutat pe preot la porci și toată s-a îmbătat acolo, o picat între ei și nu știa de el. Și preotul i-a zis, a, bă, tu ține-te pocăință. Și-a plecat, nu s-a cu el la masă. Dumnezeu i-a dăruit 10 din neam s-a pocăit după aceea. Dar să vedeți de ce e în stare diavolul. Că odată ce te-a scăpat, nu spune, după ăsta nu m-am ce alerga. Nu, de mergi încet, diavolul vine după tine și întâi te atinge așa, puțin el. Zicea, înainte mă pocăi, îmi plăceau filmele la cinematograf. Atunci așa era. Tinerii acum au alt acces la filme. Și zice, după câțiva ani însurat fiind, iar o veni vraja aceea veche, oare ce filme mai rulează acum la cinema? S-a dus și îmi povestea el, intram printre ultimii, pe când se stingă luminile, să nu mă vadă alții. Întârziam de acasă. M-a întrebat nevasta, unde ai fost? Nu ținu maestru peste program. Ca așa e omul care păcătuiește, cum v-a spus, vrea să le ascundă, nu? Și păcatul după ce te prinde odată, te mai prinde încă odată, și iar eu ținu maestru peste program, nu? Era alt maestru. Și ce s-a întâmplat? Că Dumnezeu a vrut să-l scape. Și odată când a intrat el așa pitit, urma să înceapă filmul, nu mă aude pe cineva strigă, ce cauți aici, pocăitule? Și cum el era nu departe de ușă, că acolo se așeza, a sărit ca ars și du-te. Ulterior a aflat că nu la el strigase, erau doi colegi de clasă, unul pocăit, unul nepocăit, ceva au avut o discuție între ei și cel nepocăit, eu zic la pocăit, pe de adevăratele, băi, locul tău nu e aici. Dar Dumnezeu l-a cercetat pe ăsta la alt, că zice un proverb japonez că o sperietură bună ține mai mult decât o oră de dirigenție. Și a zis, de atunci am zis, gata cu cinema. Dragii mei, când vă pocăiți, rupeți-o cu păcatul total și dacă vreți să fiți biruitori și să rămâneți cu fericirea mântuirii, rugați-vă mult. Lăsați-vă învățați de cuvântul lui Dumnezeu și nu vom mai cădea în ispita diavolului. Diavolul va veni, dar noi suntem învățați și nu nimeni poate prinde. Că noi știm șmecheriile. De exemplu, la o fată vine un băiat, se dă mare bogătaș cu bani din bancă, nu? Dar dacă fata asta știe regula, ești necredincios, nu pot să discut cu tine, că tu ai mai întâi nevoie de pocăință. Că altfel eu vorbesc o limbă, limba cerului, tu vorbești limba pământului, ne întrebă translator. Nu putem să ne înțelegem. Zice în Proverbe 1 că Dumnezeu vrea să-ți dea înțelepciune și va veni unii care vor spune, auzi, hai cu noi, o pungă vom avea cu toții, e un mod de a frauda. Dar tu dacă ești înțelept spui, băi, nu că mi-e frică de DNA, băi, știi că lăcomia te cufundă în prăpății pierzare? Dar tu de unde știi? Am aflat din Biblie. Scrie în Proverbe 1 cu 19, lăcomia aduce pierderea celor ce se te dau la ea. Și spui, nu mă duc și nu te poate prinde. Că tu ești învățat și dacă te-ai și rugat, ai putere și închei cu cine scrise în versetul 11. Neprihăniților, adică oameni iertați, Doamne, îți mulțumim încă o dată pentru aceasta. Neprihăniților, oameni care ați rămas biruitori, când a venit din nou ispita, bucurați-vă în Domnul
și veseliți-vă. Scoate strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Cei mai fericiți oameni sunt cei mântuiți. Și să vă mai spun ceva, stai, că nu a început încă fericirea întreagă. Că ce urmează după poartă este extraordinar. Scrie în Isaia 35:10 despre locul înspre care se îndreaptă cei credincioși următoarele. Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință, o bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și bucuria vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi. Dacă vreți să fugă gemetele și durerea de dumneavoastră, mărturisiți-vă, că atunci încep să fugă. Dacă vreți să vină bucuria, atunci să rămânem credincioși după ce ne-am mărturisit și pocăit cu adevărat că fericirea veșnică e păstrată pentru sfinți. În rai e locul unde plânsul nu intră și în pierzare e locul de unde plânsul nu pleacă. Și tot plânsul în iad va fi legat de frământarea păcatelor noastre. Ce tragedie! Ce diferență enormă de o veșnicie! Să te chinui din momentul păcatului și pentru vecii vecilor sau să fii fericit din momentul iertării și pentru vecii vecilor. Alege! Păcat ascuns sau păcat acoperit? Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin. Și să ne învețe în tot ceea ce este bine. Amin.